Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Minecraft la Perfectul Simplu. Avem nevoie de piele, avem nevoie de foarte multă piele. Noi am început aici ferma asta noastră magnificidinală, în care am adus, dacă mi-am aminte bine, de undeva destul de departe. Am adus toate văcuțele, toate oițele și toate cele. Ce ți-am dat? Cred că ți-am dat deja. Nu mai e nevoie. Jesus! Nu vreau să o dau la oi. Nu vreau să o dau la oi pentru că oile, în momentul de față, nu avem nevoie de ele foarte multe. Nici de căniță, nici de lână, nici de nimic. Bă, nu știu, sper că e toată lumea în regulă. Gata, cred că e ok, cred că e în regulă. Hai să scoatem... sabia. Să mai rezolvăm puțin aici rândurile. Ok, cred că ar trebui să-mi pun un noroc pe sabie, pentru că nu prea avem foarte mare noroc cu pielea, din păcate. La câte văcuțe omorâm. Slăbuț, sincer să fiu. Ok, hai să ieșim de aici. Ha! Gata, domnule. Ok, și să scăpăm și de zgomotul ăla infernal de acolo. Bun. Nu, am uitat numele și nu mi l-am notat. Trebuia să mulțumesc unuia dintre voi pentru o idee referitoare la problema noastră pe care o avem în momentul de față cu producția prea mare de creosote oil. Nenea respectiv mi-a dat o idee, într-adevăr, cu unul dintre modurile pe care le avem noi în acest modpack. Apropo de modpack, mă întreabă lumea cum se instalează și chestii de genul ăsta. Dacă ai Twitch app, înainte se chema Curse, acum se cheamă Twitch app. Pur și simplu te duci în descrierea acestor videoclipuri, bravo, românește, e bine, e magnific. Și acolo o să vezi că am pus eu la descărcat un XML, da? XML-ul ăsta, sau mă rog, e o arhivă, de fapt. Arhiva asta trebuie să o importi în Twitch app ca un profil nou de Minecraft, da? Și automat... aplicația o să știe să îți instaleze toate modurile pe care le am eu și toate cele. Eventual mai trebuie să le mai actualizezi tu din când în când. Bun, acum foarte multă lume, Sky, pune pe prostiile astea un mâner ca să meargă. Ei bine, am încercat cu mânerul, nu se întâmplă nimic. În mod normal ar trebui să se aprindă aici astea trei fante să se facă cu roșu. Și de asemenea ar trebui ventilatorul ăla de acolo să se învârtă. Din păcate nu. Nu este cazul, nu știe, cred că e un glitch ceva sau poate că iarăși un conflict cu restul de moduri, că vine vorba, am oprit Optifine-ul, în speranță că poate Optifine-ul e de vină, dar nu este. Dar ideea este că ele merg, chiar dacă nu-mi indică vizual faptul că funcționează, ele chiar funcționează și nu iau nici din bateria asta, nici din bateria asta, iau din bateria de acolo de sus de tot, de la moarea de vânt. Din cauza asta nu prea vedeam noi... efectul, ca să zic așa, asupra consumului de energie, da? Deci șmecheria funcționează, numai că funcționează dubios. Nu ne indică foarte, foarte bine faptul că funcționează. Ok, mai avem aici niște bucățele. Bun, ce trebuie să facem astăzi? Să încercăm să vedem dacă putem oarecum să automatizăm întreg procesul de producție de oțel. Cum facem noi chestia asta? E bine, o să trebuiască cumva... Vreau să fac în felul următor. Vreau să am un punct central unde să arunc fier, cărbune și piatră. Zic bine? Cred că zic bine. Deci un punct central unde, eventual, nu știu, vedem pe aici, mâine am un cufăr sau ceva de genul ăsta. Fier, cărbune, piatră, da? După ce arunc acest fier, cărbune, piatră, vreau în felul următor. Vreau cărbunele să ajungă aici, în acest coke oven, nu neapărat în punctul ăsta, dar... adică putem să-l mutăm la o. Adică îmi spunea cineva la un moment dat, chiar cineva de la Comic-Con, că veni vorba. A, super. 9500. Hai să mai ardem unul ca să ne dea unul întreg. Că aș putea să-l bag cumva într-un perete. Foarte bună idee. O să vedem. Nu prea mai am loc peretele ăsta. Vreau să îl ocup aici cu ăsta. Aici peretele ăsta nu prea că este cu ăsta nostru. Vedem, dar nu e o idee rea. Eventual am putea să profităm de peretele ăsta de aici. Pentru că peretele ăsta, dacă ne aducem noi aminte, este complet plin cu pământ în partea aia de acolo. Dacă putem să ne și uităm un picuț acum. Haide, nu fi pufi. Da, deci avem practic ăsta de aici, e peretele respectiv, da? Și am putea să îl folosim pentru treaba asta.
Să punem acolo Coke Oven. O să vedem toate la timpul lor, presupun. Ok, un pic cu zăcuri. Putem să ajungem așa? Perfect, perfect. Putem să ne băgăm așa? Yay! Ce faci, băi, Gigi Mușchi? Bravo, tati. Zicea lumea că ar trebui să-l redenumim Mitică. Nu! Mitică este un cățel. Mitică a fost și va fi mereu un cățel. Așa. Bun, deci mătăluță, mai un pic aici până te umpli ca să te putem goli, ca să poți să stai și eu liniștiți. Știi ce? Nu. Avem dita mai lacul aici, să profităm de asta. De la asta magnifică așa, să golim asta noastră. Bun, în inventarul nostru, hai să vedem ce putem pune deoparte. Hai să punem grâul la loc, pentru că am uitat de el. Măi, tot aștept să-mi crească, să mi se mulțească și mie agricraftul ăsta aici. Și nu vreau, frate, mâncava sufletul vostru. Se tot fac buruieni în chestia asta. Îmi scapă mie ceva, nu realizez ce-mi scapă. Nu mai fă, mă, buruienile astea, mă, omul Dumnezeu ăsta încă nu. Nu realizez care e șpilul, nu realizez care e șpilul absolut deloc. În rest că văd că cresc toate super, super rapid, ceea ce mă bucură foarte tare. Dar buruienile alea acolo mă păcătoiesc ele. Bun. Ce făcui, mă? Nu goli, mă, găleata asta de apă? O mai luai încă o dată înapoi? Nu știu cum reuși să fac treaba asta. Așa, mai friend, ia zi. Gata, frumos, frumos, frumos. Și acum putem să golim ăsta. În mod normal ar fi trebuit să stau un pic mai mult și să verific dacă pot cu niște, cu o pompă, cu niște țevi, cu chestii de genul ăsta. Dar m-am documentat și eu pe net și am văzut o chestie foarte, foarte șmecheră, deși un pic mai greu de... mă rog, mai greu în ideea că... Mai multă muncă față de niște pompe, cred eu. Mai greu de asamblat, mai greu de pus la oaltă. Cu cocavanul ăsta să punem niște sticle. Deci avem bottle. Vedem, da? Bottle, glass bottle. Și putem să obținem creosote bottle. Sper eu din tot sufletul că merge treaba asta. Așa. Să vedem dacă într-adevăr ne merge treaba. Fluid tank dungeon chest. Prostii, prostii, prostii. Bun. Oh, o să fie ceva, o să fie ceva. O să fie de muncă rău de tot. Bun, acum întrebarea mea este în felul următor. Tu de aici, my friend, o să trebuiască să iasă din tine aceste botle. Vino cu că nu ai ce căuta acolo. Hai să facem așa. Ok, deci ies din tine sticlele plus... deci dacă vin sticlele aici, o să iasă așa plus... All Coke-ul. Deci o să fie două chestii care ies. Aici mă interesează să se ducă doar All Coke-ul, iar sticlele mă interesează să se ducă... întrebare, eu pot să umplu ăsta înapoi cu... Nu pot să-l umplu înapoi, ok. Nu știu, să vedem cum facem exact. Bun, până una alta, hai să facem altă chestie. Hai să facem altă chestie. Cum obținem sticle? Sticle obținem frigând nisip, corect? Deci aici am putea să punem niște nisip și obținem sticlă. Bun, hai să vedem dacă suntem în stare să facem ceva. În primul și în primul rând avem un bloc numit item router. Item router-ul ăsta, am făcut eu 3 bucățele, destul de ușor, un pic de lemn, un pic de redstone, un pic de iron metal components, da? Frumusețea asta este un fel de mecanism care ne sortează toate cele. Primul și în primul rând vreau să îmi ducă un pic de piatră, că a venit vorba, nu avem absolut deloc piatră la noi. Hai să vedem un stack de aici, să-l luăm repejor. Acolo, my friend. Deci vreau așa, vreau un pic de piatră să scoată el piatra asta și să o ducă undeva acolo deasupra. Întrebarea mea este în felul următor. O să am eu posibilitatea. Cine știe unde mi este engineering hammer-ul meu. Așa. O să am eu cumva posibilitatea să urc până acolo. Quark. Ia să mai luăm câteva jumătăți de bloc de quark pe care să le folosim pe post de... Așa. Pe post de schelă oarecum aproximativ, să vedem. Deci o să vreau ceva genul ăsta, să vedem dacă merge. Ceva genul ăsta, să vedem dacă merge. Ok, my friend. Cum pot eu să-ți zic ție să urci? Aha! Cu shift click dreapta. Gata, shift. Gata, shift. Bun, perfect. Perfect. Frumos, frumos, frumos. Ok.
Puteai eu oare cumva să folosesc chestia asta mai deșteaptă de atât? Cred că am putea dacă folosim ăsta. Ia, fiți atenți, fiți atenți. Du-te, ia oprește tu șmecheria. Aici e gol în mod normal, corect, corect. Hai să vedem dacă putem să luăm ăsta fără să spargem restul. Perfect, 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 ok. Și să încercăm noi să vedem un pic, un pic de tot așa aici. Deci să folosim aici toată șmecheria, da? Ok, și am zis noi că așa. Deci tu ești blocul ăla, tu o să vii aici. Așa, să ne vină nou un picuț mai lejer ceva de genul ăsta. Un cufăr acolo, sper eu să meargă treaba. Shift, click dreapta și acum toate ar trebui să meargă fără niciun fel de probleme. Așa, și acum mătăluță. Și nu mai am. Nu mai am. Ok, hai să facem repejuri aici niște belt. Așa, my friend, poți să-mi faci o bucățele? Bun, așa, bun, așa. Ok, deci ție îți spunem să duci în partea dreaptă, care este partea, în partea stângă, pardon, care este partea galbenă, să duci cobblestone. Da, acum cobblestone-ul ăsta o să iasă pe acolo, pe jos, și aș vrea eu foarte tare, pe cât posibil. Hai să vedem dacă avem un filtru. Item filter. Avem un item filter, ceva de genul ăsta, care să ne ajute? Ia să vedem, dacă îl căutăm aici, avem ceva de genul filter? World Processing Silo, nu știu ce vrăjel, vrăjel. Ok, deci nu pare să avem un filtru, nu e o problemă foarte mare, însă aș vrea totuși cumva să pot să-i zic... Cum să-i zicem, Trebuie să ne ducem oarecum un pic de tot în subteran, cred că ar fi o idee bună, fiți atenți cum facem. Deci zicem un felul următor. Mătăluță, de aici o să trebuiască să vergi. Nu ai nimic în tine, corect? Corect. Hai să ne mai facem rapid de tot. Hello, hello, nu mă duce sus, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc. Naiba. Cer scuze pentru glitch-ul ăsta vizual. Ok, o să fie o problemă mare. Bine, mă gândesc că o să putem să ne mășcăm noi cu chestiile astea pe parcurs. Eventual am putea să facem chiar cu niște... Uite, acum realizez. Îmi lăs să mă duc așa, aș putea face cu niște belturi din astea verticale. Hai să vedem cum arată o rețetă pentru vertical converter. Deci 3 din astea cu niște metal în plus și îmi obțin 3. Am putea să ne jucăm cu din astea? Să vedem numai așa ca idee generală cu ce se mănâncă. Deci tu, my friend, ai putea să pici de desubt. Picând de desubt, bine, picatul de desubt nu prea îmi convine mie, sincer. Bă, știi ce? Hai să-l facem să meargă și după aia ne mai jucăm noi cu ele. Hai să-l facem să meargă și după aia ne mai jucăm noi cu ele. My friend, dacă sparg asta așa, nu ai niciun fel de problemă, corect? Corect. Bun. Acum, întrebarea mea vine în felul următor. Eu aici, prin spate nu mai am loc, trebuie să o colez de fiecare dată așa. Bine, mă, lasă-mă. E ok, e în regulă, nu mă supăr. Așa, deci aici, cum aș putea eu să spun ție? Hai să vedem. Pac, pac, pac. Mă supără foarte tare că se miște foarte, foarte greu aici în ăsta, dar n-am ce să fac. Deci eu aș putea să fac ceva de genul ăsta. Așa, la mătăluța aici, ca să nu intre nimic acolo, aș putea să fac ceva de genul ăsta, sper din tot sufletul. Și acum întrebarea mea este, acolo jos... Pot să fac ceva de genul ăsta și să-i spun să urce... Nu, stai. Aolo, nu. A, e tot acolo, e tot acolo, e în regulă, e tot acolo, nu ne panicăm. Pot eu să fac ceva de genul ăsta și să-i zic să-mi urce în... Oare pot să fac așa ceva, mă? Am nici mai vagă idee. Vreau să încerc altceva, stați așa. Hai să facem 3 benzi dintre astea. Nu, ce faci, măi? Hai să facem 3 benzi dintre astea așa verticale. Sunt foarte, foarte curios cum ar putea să meargă chestia asta. Ok, bun. O, șmecher!
Bun, atent, atent, nu, prea multe, prea multe. Așa, pac, pac. Așa, și mai fă-mi un, mai dă-mi un hopper, mai dă-mi un hopper. Mamă, să vedeți ce șbecherie o să iasă aici. Încă un hopper, mai friend. Pac, 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 pac. Și încă un cufăr aici. Așa, numai că ăsta vreau, am nevoie să fie, de fapt. Deci am nevoie, așa, fiți atenți, am nevoie. De acolo aș putea să-l scot direct într-un item router, dacă stau mai bine să mă gândesc. Deci ăsta de aici poate să fie direct într-un item router. O întrebare, mai am nevoie de asta aici? Nu, nu mai am nevoie de alea acolo. Perfect, perfect, perfect. Bun, un item router care să facă așa. Pe de o parte, poți să te duci... Poți să te duci, uite, chiar așa, ceva de genul ăsta. Da? Și ăsta e verdele. Și pe verde poate să se ducă orice. Ok. Sper să se ducă orice. Ok, și în jos... În jos, sunt curios, deci pe negru pot să-i spun să se ducă direct într-un... Într-un converbel pe negru vreau să ducă... Ia fiți atenți. Hai să punem aici o singură bucată din asta. Să vedem unde iese. L-am oprit, stai că l-am oprit. Nu, dă-l încoa, dă-l încoa. Așa, și pe negru vreau să se ducă strict de aici. Gravel. Așa. Deci pe galben te duci piatră, pe negru te duci gravel. Și speră din tot sufletul pe verde să se ducă restul, da? Așa, după aia... Oooo, ce ești tu? Tu, de ceva interesant afară. Stai așa, stai, hai să rezolvăm un picuț. Mila tata. Hai să mâncăm mai întâi. E un manticor negru, ești nebun? Oh, și-mi dă poison! Mori în chinuri. Mi-a dat ceva interesant? Mi-a dat absolut nimic interesant. Ok. Un manticor negru, wow. Ok. Bun. Și după aia vreau să iasă nisipul și să se ducă... Fai de capul meu. Cred că o să trebuiască să mai facem un external heater din ăsta sus. Fiți atenți cum facem. Hai să-l mutăm pe ăsta de aici complet. Știi ce? Dăm tu toporul să mă mișc un pic mai repede cu tăiatul ăsta de... Așa. Sper că nu era nimic acolo. Ok, și de acolo trebuie să iasă nisip și să se ducă undeva sus, da? Mai avem verticale, mai avem foarte puține verticale. Hai să facem un pic mai multe verticale. Deci în primul și în primul rând, pac, pac, 8 din astea. Hai să facem 16 să fie, să nu mai trească să facem mult timp de acum încolo la ele. Pac, pac, mamă, ce nu mă enervează că se mișcă în halul ăsta. N-am ce să-i fac. Bun, așa. Deci tu, my friend, așa. Nu vreau să deranjez absolut deloc ăsta de aici, dar vreau să facem așa. Încă două. Oare pe asta pot să le folosesc eu pe post de scări? Foarte tare, foarte, foarte tare. Așa, și aici trebuie noi să venim și să facem într-un cufăr. Mai bagăm încă 3, te rog frumos să fie. Așa. Nu știu cum o să facem, mă jur că nu am nici cea mai vagă idee cum o să facem treaba asta de aici. Deci avem un external heater, corect, corect. External heater care trebuie să vină într-un... Facem ăsta poate, așa... Un furnace, așa...
Super, nu, nu, de ce huruie? De ce huruie vecinii? Bage nu sta așa. Mulțumim vecinul pentru huruiar, apreciem foarte, foarte tare. Opa, de ce nu te poți deschide? E un slab deasupra ta, de ce nu te poți deschide, man? Nu e un bloc, e un slab. Zi-mi, te rog frumos, că nu e atât de bătut în cap încât să-mi consideră slabul ca fiind bloc întreg. Se pare că e atât de bătut în cap. Pagi. Da, nu știu, stau să lăsăm așa momentan, că n-am ce să-i fac. Punem pe ăsta aici, te rog frumos, că nu am în momentul de față ce să-i fac. Ok, și aici să vedem cu un conveyor belt dacă putem cumva. Cred că e ok. Cred că e în regulă, nu? Hai să vedem cu un ladder aici, cu o scăriță. Măi, eu sper să fie în regulă. Unde și tu acolo să fie așa. Bun, acum heaterul ăsta, încălzitorul. Avem mai multe posibilități, bineînțeles. Eu cred că e ok să-l facem așa. O, ai vreo găurică, ceva ne interesează. Hai să vedem. Aha. Gata și... Gata. Stai așa, stai așa. Cât de... nu merge atât de frumos cum aș fi crezut că ar putea să meargă. Unde vin, mă, bucățile astea, că nu le lezez? E aici undeva una. Nu, mă. Așa, deci aici și de acolo. Pot să urc eu la heater-ul ăla acolo? Nu prea am cum, ei. Ia, stai să vedem. Te-ai cumva să vin aici la asta cu o oață? Obstructed. Au. Încă o dată. Atât, mă! Ca la filmele cu proști. Și chiar merge? Deci nu te cred, dacă merge chestia asta e... O să după aia să fac așa? Oh my god! Wireless, ești nebun? Ești cu capul că e wireless! Hai să urcăm pe scara asta. Dacă ne lasă să ieșim după aia. Dude, dă-o în puii mei de treabă. Ok, bun. Deci am rezolvat și problema asta. Ok. Bun. De aici am... deci o să iasă de aici sticlă, da? Sticla asta trebuie să intre într-un assembler. Hai de capul meu. Assemblerul e o construcție de genul ăsta, care are o intrare pe parte și o ieșire pe altă parte, da? Intră sticlă pe parte și pe cealaltă parte intră geam pe parte și ies sticle pe partea cealaltă, da? Bun, hai să punem pauză. Ok. Așa, hai să vedem. Deci, în primul și în primul rând, trei șmecherii dintre astea. Pe tine putem să te spargem de aici, că nu mai e nevoie. Așa, bă. Încercăm aici, așa, să vedem. Așa, engineering blocks. Așa, și la mijloc este un light block, da? Bun, perfect. Ok, unul dintre ăsta. Încă unul așa. Bun, acum două benzi. Ceva de genul ăsta și ceva de genul ăsta. Și după aia zici, mătăluță, că trebuie să folosim este genul ăsta, ei? Frumos. Hai să ne mai uităm o dată aici. Aha, am înțeles. Deci din cauza asta aveam nevoie de jumătățile astea. Nu, chiar eram foarte... Bă, la ce am putea să folosim jumătățile alea? Bun, deci cam ăsta ar trebui să fie... Nu. Wow! Ok! S-a făcut! E ok! E în regulă! Nu ne panicăm! Bun, așa și acum un bandă ca să urce. Sper din tot sufletul să... Oare aici aș putea să pun un cufăr? Nu știu, hai să vedem dacă acceptă un cufăr. De ce nu? Că poate. N-ai de unde să știi.
Ok, mai vedem noi după aia. Și pe aici ai sticle, da? Sticle pe care iarăși trebuie să le aruncăm în frumușelul ăsta ca să obținem diverse, da? E, acum, my friend, tu stai foarte bine acolo, nu zic nu. Chiar mă bucur cum stai tu acolo, dar cred sincer ar că am trebuit să te mutăm un picuț mai hăț ca să vii mai aproape, știi tu, the usual. Sper să nu ne deranjeze foarte tare că îl mutăm. Ok. Bun, hai să facem așa. Deci asta să vină într-un cufăr. Poate... Să fac tot așa pe verticală o chestie? Nu. Ia, hai să încercăm așa, fiți atenți. Așa. Ridicăm. Încă un bloc aici, ca să stea liniștit. Perfect, ridicăm. Ok. Aici un cufăr, am zis noi, pe care nu putem să-l desfacem, deci trebuie să spargem ăla de deasupra de el. Ok. Un hopper, un hopper care o să trebuiască să vină în... Eventual, fii atent cum facem. Hai să facem așa. Ce ziceți? Da, și aici o să vină un hopper. Bam, bam, bam. Ultimul. Perfect. Ok, putem să-l spargem pe asta. Așa, my friend, și din mătăluță o să avem două chestii marșitare. O să avem pe de o parte sticluțe pline cu creosotol și pe de altă parte frumusețea asta de cold coke. Cold coke-ul trebuie să ajungă aici. Aici chiar. Aici sus trebuie să ajungă cold coke-ul. Care ăla, dacă ne uităm noi găurica asta, să ajungă aici înapoi. Ai de capul meu. Ok. Deci colcul cu acolo și restul de chestii pot să ajungă într-un cufăr undeva, că nu ne supără absolut deloc. Deci putem să punem un item router la o, adică putem să-l punem aici. Nu cred că se supără nimeni dacă îl punem aici. Putem să punem un ăsta care se, mă rog, după ce umplem noi o din asta zi. A, și cărbunele trebuie să ajungă aici. Am uitat de cărbune. Faci. Mă rog, vedem noi. Deci aici trebuie să ajungă sticluțele, iar pe roșu trebuie să ajungă coke-ul. A, și mătăluță ceva de genul ăsta. Hai să mai facem o rundă de astea. Mersi. Așa și... Nu, cred că o să fie o problemă foarte mare cu... Putem aici să facem două chestii. Putem, deja să păstrez și asta liberă. Aș putea să pun o bandă din asta de dropping conveyor belt. Vedem că este făcută cu o pâlnie, da? Și practic, dacă are un inventar sub ea și este liber, aruncă acolo în inventarul ăla tot ce trece pe deasupra, da? Dar nu. Facem noi o chestie genul ăsta super, super lejeră. Și nu... Oh, uite așa. Absolut niciun fel de stres, da? Ok, și pe roșu am zis noi că pe roșu trebuie să iasă cold coke. Ok. So far so good. Până acum. Aici mai trebuie să mai venim cu ceva curent. Firar al naibii să fie. Ok, cred că ar fi bine să venim cu medium voltage. Dar sincer nu cred că se supără nimeni dacă este și low voltage. Cred că o să trebuiască să mai scoatem de undeva o baterie. Hai să vedem. Op. Stai așa. Avem aici un punct care are nevoie de lumină. F7. Merge, mă? Încă nu merge. Bineînțeles că încă nu merge. Nimica nu merge aici. Când vreau și eu să meargă, e ok, în regulă. Mai trântește un acolo să fie. Ok. Avem jos aici un cufăr. Cu toate chestiile de care avem nevoie. Ce am zis că am nevoie? Că am uitat. O baterie. Am nevoie de o baterie. Hai să vedem dacă suntem în stare să modificăm aici cumva. Deci cred că o baterie ar fi bună aici sus. Cumva la mijloc.
Cu mătăluță vine șmecheria asta. De unde vine asta? Așa, să ne uităm. De acolo. Eu aici am bateria asta care are o ieșire. Ieșire care aș putea lua, adică să o mut un pic mai hăt, să vină încoace. Fiți atenți că așa facem. Deci le mutăm pe mătăluța aici. Ce zici? Te super pe mine? Te super pe mine, rău de tot? Hai să vedem câte chestii pică în același timp. Așa, care era, mă, plin? Ăsta e plin, da? Ok, deci te mutăm pe mătăluța așa. Ai o intrare și ai o ieșire, corect? Corect. La ieșire o să vreau să te duci aici sus de tot, pe chestia asta, și să mai faci o chestie de genul ăsta. Te super pe mine? Perne tot sufletul că nu te super pe mine, ok. Hai să vedem, am nevoie de o ieșire, perfect. Bun, hai să mai vedem dacă mai avem pe aici niște chestii. Perfect, perfect, perfect. Așa, bun. Vreau să mă gândesc să folosesc sandstone-ul ăsta, mă. Din chisel. Nu știu, mai vedem pe parcurs, mai vedem pe parcurs. Absolut niciun fel de stres. Ok, și my friend, cred că undeva aici, aș vrea foarte tare. Dar mă folosesc de tine. Să băgăm o chestie de genul ăsta. Ce zici, te super pe mine? Hai să vedem. Pac, pac. Ok. Dă-te, hai. Mama ta de bandă. Hai, urcă de pe aici, repejor. Nu. Urcă. Perfect. Ok. Revenim la asta. A, pac. Aruncă și aici unul. Nu. Așa. Bun, și am scăpat aici de firul ăla ciudățel. Ok, și de la mătăluță o să avem nevoie pe partea asta de o intrare. Oare știe, mă, să facă chestia asta? Bă, sincer, nu cred că o să știe. Da. Nu mă las așa, trebuie să trec printr-un... Faci. Trebuie să-l trebuie într-un releu. Blesteme. Păcătosule. Ok. Schimbare de planuri. Na. Nu ți-ar mai ajunge, păcătosule. Așa, naș aici, mută-ți releul. Acum o să poată, cred eu, sper eu din tot sufletul. Și nu mai avem, ai, nu că am de fapt. Fierai tu să fii, 1, 2, 3, 4. Aoleu, stai așa că făceam o prostie aici enormă. Am uitat să... Așa, și hai repede să vedem un băț de unde facem rost. Pe aici mai numai niște bețe. Și mie două bețe, tău frumos. 4. Pac. Așa. Și în partea asta o intrare. Mamă, fraților, deci nu aveți idee ce chinuși sunt aici. Ok, mătăluța așa. Zi-mi, te rog frumos, că mergi. Să trebuie să te mut un pic mai încolo, ceea ce nu mă supără foarte tare. Ok. Perfect. Sup. Bam. Așa și tu acum ar trebui să te umpli? Ai
o intrare și o ieșire. Gata, gata, se umple, se umple. Perfect, 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 perfect. Bun, deci acum avem energie aici, la assembler avem energie la external heater. Bun. Aici ne blestemăm zilele cu toate combinațiile pământului. Bun. Hai să vedem parțial până acum dacă am reușit să facem ceva. Primul și în primul rând. Deci cred că și Pietriș aș vrea să se ducă pe partea asta, sincer. Hai să vedem în primul și în primul rând o bucată de cobblestone. Ce știe să facă cu ea? O duce acolo. Opa, de ce nu intră în cufăr? Nu se poate deschide cufărul? Ba da. Atunci de ce nu intră în cufăr? Ok, hai că am niște idei. Să vedem dacă ne este treaba. În primul și în primul rând, avem nevoie de mai multe cufere. În al doilea rând, eu propun în felul următor. Am descoperit cum că merge treaba și dacă faci cufere duble. Oarecum. Hai să vedem dacă suntem în stare de chestia asta. Deci, vreau în felul următor. Vreau așa, aici e gol, da? Corect, corect. Bun. Dă-mi așa momentan ca să pot să mă folosesc de... Nu. Prima dată asta. Perfect. Perfect. Hai să te oprim pe mătăluța aceea să... Nu cred că mă ajută cu ceva că te opresc, dar așa pentru sănătatea mea. Ok. Hai să vedem. Un hopper pe care să îl trântim așa. Bun. Una la mână. Doi la mână. Un cufăr pe care să îl facem de genul ăsta. Bun. Așa. După aia. O să avem nevoie de un bloc temporar. O să vină ăla și o să-mi blestem zilele care arată urât, dar n-am ce să-i fac momentan, las așa că merge. 1, 2, 3. Zi-mi, te rog frumos, că merge și șmecheria asta. Ok, pare să fie pe direcția cea bună. Ok, bun. Hai să vedem. Deci, pietruială, te duci sus. Urci în ăla. Ăsta aici, trebuie să-i dăm drumul. Ar trebui să cadă jos pietriș. Bun. Pietrișul ar trebui să se ducă înapoi. Să ajungă iarăși sus. Acum ar trebui să iasă nisip. Nisipul este acolo. Perfect. Repede. A ajuns în ăsta aici. Perfect. Tot la fel am pus cufăr dublu sus. Și ai ajuns aici. What? A, tu ești în continuare, am înțeles. Bun, deci la fel. Bun. Ok. Aici presupun că avem o problemă că nu merge să intre direct, pare să. Ceea ce nu e chiar o problemă. Așa, tu, my friend, presupun că vrei ceva de genul ăsta ca să stai liniștit. Bun. Și hai să ne mai încercăm norocul. Deci aici am pus o rețetă pentru sticle. În assembler. Așa, și hai să ne mai încercăm norocul acum cu un stack. Să vedem cum arată toată șmecheria. Îmi imaginez că inițial o să fie o problemă. Iese pietrișul pe acolo. Intră din când în când și o bucată de pietriș. Hai să ducem sus să vedem. Aici trebuie să așteptăm să iasă nisipul, care o să ia un pic mai mult decât... Nu. Ah, la naiba. Hai. Pleacă de aici, că nu vreau să prind nisipul la mine. Vine, mă. Cred că trebuie să consume întreg stack-ul de pietruială înainte să poată să se ocupe de pietriș, cred. Aștept. Jesus. Ok, să... Nu. Băi, nene, băi, ești nebun? Hai. A început, mă, să iasă. Nu! Ce-am furat? De ce nu iese? Ce se întâmplă?
Bate în continuare pietriș. Cred că face doar un material odată, mă, fiți atenți voi că asta face. Una la mână și doi la mână. E foarte, foarte posibil să nu mai avem curent. Că na. Ba... Cred că asta face, face un material odată. Abia după ce termină cu întreg stack-ul de, de pietruială, abia după aia începe să scoată pietriș. Wow. Ar putea să meargă mai rapid dacă îi punem medium voltage. Nu știu ce să vă zic. Ba, văd că nu e. Aici mă așteptam să fie la 0 dacă era la o adică, nu? Deci cred că ăsta e ritmul lui, normal. Gata! Gata! Primul nisip! Primul nisip! Primul nisip, fraților. A intrat? A intrat. Oho, prima bucată de nisip. Două bucăți. Hai bă, bagă-le și pe astea. Aaa! Nu, da! Faci la naiba, da, corect. Întrebare, întrebare. Nu pica păcătosul acolo. Dacă fac eu așa, știe să intre? Le luai la mine în inventar? Da, le-am luat la mine. No, nu știe să intre nici așa. Ah, la naiba. Ok, uite ce propun. Mai să le scoatem pe astea și să mai punem niște astea verticale. Un pac, 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 pac. Mă supără că trebuie să le pun, dar n-am ce să le fac. Așa și mătăluță, poți să stai așa. Am altă soluție pentru șmecheria asta. Ceva mai interesant. Momentan nu cred. Și tu aici... N-am știut că întoarce cu... Ok. Și tu aici trebuie să te duci pe deasupra. Da, cred că trebuie să se ducă pe deasupra. Întrebare. Nu pot să-i zic astuia să aibă o altă ieșire? Da, cred că o să trebuiască să-l punem să se ducă pe deasupra de tot. Ok, nu e... Nu arde focul, nu arde nimic, ținând cont de faptul că aici ăsta produce în continuu. Hai să mergem sus, hai să mergem sus. Să vedem aici ce reușim noi să facem. Deci, mătăluță aici undeva ar fi bine. Mai am vreun hopper? Ok. Așa. Bam, bam, bam. Perfect. Tu poți să te duci... Hai să vedem ca să profităm de toate trei astea. 1, 2, 3. Perfect. Merge? Oare? Hai să vedem. Deci pe ăsta aici. Ăsta așa. Produce? Hai că produce. Urcă, urcă, perfect. Zi-mi, te rog frumos că intră aici. Ah, come on! Oare e necesar să-i pun așa? Vrei să intre aici, de ce nu intră acolo? Mai are vreo altă intrare pe care nu o realizez eu? Mamă, și e o veșnicie, știi? Bun, dragilor, cam atâta pentru episodul de astăzi. Un pic de muncă, sunt de acord. Încă mai avem, pentru că nu am, din cufărul ăla de la început, încă nu am făcut o rută pentru cărbune. Pentru nenea asta am făcut cât de cât o rută.
Păi, păcătosule, fiți atenți ce mă intrigă pe mine acum. Hai să te iau pe tine de aici, să lăsăm pe ăsta să-și facă treaba, să intre în cufărul ăsta. Eu sunt foarte, foarte curios să văd dacă tu într-adevăr ai nevoie de un hopper pe sus sau dacă ai nevoie doar de lichid să fie în tine. Sincer, eu sper din tot sufletul să ai nevoie doar de lichid ca să poți să folosești din orice asta. Mă gândesc că poate mai e și o altă idee, poate că e necesar să băgăm numai prin față. E și asta o posibilitate. Știi ce? Hai să vedem așa. Da, așa pot să pun. Ok, deci pot să pun de mână acolo, ceea ce e ok, în regulă. Ok, la mătăluță văd aici că nu îmi ieși în mod automat. Deci mă face să cred că tu vrei, ai nevoie de un hopper ca să te pot pune acolo. Hai să vedem. Iar ai nevoie de un hopper? Da, are nevoie de un hopper. Și tu o să ajungi acolo jos, da? Așa, și pe galben trebuie să fie sticluțele. A, nu sticluțele goale, sticluțele pline o să trebuiască. Oh. Vreau să aștept cu voi să văd chestia asta. Primul lucru vreau să aștept cu voi să văd chestia asta, dacă într-adevăr... Nu, pleacă de acolo. Dacă într-adevăr e necesară o... Să fie un pic de lichid aici ca să poată să intre, sau dacă trebuie prin față, sau care e faza. Stai să se umple asta aici. Am putea să testăm de acum, să vedem dacă vrea prin față. Ce prostie ar fi să vrea prin față? Ok, prin față nu vrea. Ok, s-a făcut o găleată, bun. Da, nici așa nu vrea. Cu capul? Ha. Întrebare. Dacă eu fac așa, arunc pe tine. Nu intră. Păi și tu cum ești, mă, considerat? Care este intrarea ta, my friend? Hai să spargem asta, că nu mai are nimeni răbdare de tine. Mulțumim din nou vecinilor pentru bormașină. Băi, cum e, mă, intrarea noastră aici cu capul? Nu știu, dragilor, n-am nici cea mai vagă idee. Da. O să mă mai interesez, o să mă mai documentez, o să mă mai interesez pentru voi. Până un alta, Nena Sky, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Mulțumim de asemenea vecinilor. Ne încântă cu bormașina. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mega like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, România! Pe data viitoare! Vino cu mine, vino cu mine, vino cu mine.